După ce ambasada Rusiei a făcut o donație de 100 de euro pentru cumințenia pământului, considerată de către românii jignitoare, oamenii s-au mobilizat și au inițiat un protest pe Facebook care anunță că românii sunt invitați marți în fața ambasadei Rusiei să doneze fiecare câte un cent pentru a returna suma donată. Protestul inițiat pe Facebook cu numele de Donează un cent pentru Rusia vine ca reacție la donația în valoare de 100 de euro a ambasadei Rusiei pentru cumințenia pământului. Astfel, inițiatorii doresc să strângă câte un cent de la fiecare participant pentru a returna suma în monede cât mai mici pentru a nu rămâne datori. Ambasadorul Rusiei a anunțat cu mândrie că a donat 100 de euro pentru cumințenia pământului. Considerăm că suntem jigniți, așa că vă invit să returnăm bacșișul în monede cât mai mici. Un cent ar fi suficient dacă ne-am adunat suficienți. Oricum, ar fi bine să nu rămânem datori așa cum sunt rușii față de noi cu niște zeci de tone de aur dacă ne oprim doar aici. Se arată pe pagina evenimentului anunțat pe Facebook. Mai mult, ambasada Rusiei a realizat o replică video la clipul lansat în sprijinul campaniei de strângere de fonduri pentru cumpărarea cumințeniei pământului. În replică, ambasada Rusiei arată că România s-a reconstruit și industrializat cu ajutorul Uniunii Sovietice. Copiii trebuie să învețe istoria adevărată, se afirmă în clipul respectiv publicat de ambasada rusă la București. Acesta este primul gest public de imagine al noului ambasador al Rusiei la București, Valeri Kuzmin, trimis de administrația lui Putin de la Chișinău în România.